La concepere, un spermatozoid purtând fie un cromozom X, fie unul Y, se unește cu un ovul purtător de cromozom X. În acest proces se formează o singură celulă, numită zigot. Combinarea cromozomilor în interiorul celulei decide dacă bebelușul va fi băiat sau fată. Un cromozom X și unul Y creează un mascul, iar doi cromozomi X, o femelă. În jur de 1 din 5.000 dintre noi, se întâmplă să obțină o combinație diferită de cromozomi. Uneori sunt denumiți intersexuali, dovedind că împărțirea binară între mascul sau femelă poate fi un spectru. Pentru simplitate vom compara bărbații și femeile tipice. La naștere, copiii sunt identificați ca băieți sau fete. Băieții tind să fie puțin mai mari și mai grei decât fetele, și capetele lor sunt adesea puțin mai mari. În câteva săptămâni, normele culturale încep să întărească rolurile de gen tradiționale. Acest lucru îngreunează munca oamenilor de știință, care vor să știe ce diferențe comportamentale sunt biologice sau sunt constructe sociale. În copilărie, băieții tind să fie mai activi fizic, manifestând un interes mai mare pentru obiecte și explorare. De asemenea, încep să aibă o înțelegere mai bună a spațiului tridimensional. Fetele sunt mai puțin active, manifestă un interes mai mare pentru oameni și par să capete o mai bună înțelegere a propriei persoane. În plus, învață mai repede limbi străine. La doar 16 luni, fetele în medie au un vocabular de 95 de cuvinte, de peste 3 ori mai bogat decât al băieților. La pubertate, copiii devin adolescenți. Corpurile lor se schimbă, iar diferențele dintre băieți și fete devin mai evidente. În jurul vârstei de 8 până la 13 ani, fetele încep să crească în înălțime. Forma corpului lor se schimbă, iar părul crește în locuri noi. Acest lucru continuă până în adolescența mijlocie sau târzie. Pubertatea aduce și debutul ciclului menstrual. Tehnic vorbind, acum pot rămâne însărcinate, pot da naștere și pot hrăni bebelușul. Ele au de asemenea niveluri crescute ale hormonului estrogen. Sunt foarte sociale și tind să arate mai multă empatie. Fizic, nu sunt la fel de puternice ca băieții, dar manifestă o capacitate mai mare de a suporta durerea și pot concura cu băieții în alergări de anduranță. Băieții ating pubertatea puțin mai târziu, cu un puseu de creștere care atinge vârful în jurul vârstei de 14 ani. Dezvoltă mai multă masă musculară, păr pe corp și un măr al lui Adam mai mare, ceea ce le conferă o voce mai profundă, ce îi poate intimida pe unii și atrage pe alții. Băieții produc și mai mult testosteron și dezvoltă un potențial mai mare de agresiune. Acum sunt mai mari, mai rapizi, semnificativ mai puternici și aproximativ de 10 ori mai predispus să ajungă în închisoare. Unii adolescenți se identifică acum cu un alt gen decât sexul atribuit la naștere și aproximativ 3-10% intră în anii lor de reproducere cu un interes pentru același sex. În timpul anilor de reproducere și până în jurul vârstei de 35 de ani, ambele sexe sunt în mod tipic apte să facă copii, dar se confruntă cu două riscuri foarte diferite. Bărbații pot tehnic să facă un copil în câteva minute, însă femeile trebuie să investească multe luni în sarcină și să nască, cu urmări fizice și psihologice vaste. Acest lucru le expune unui mare risc în cazul în care relația se destramă. Cu toate acestea, ele au un avantaj. La nașterea copilului, mamele pot fi sigure că bebelușul le aparține. Un tată care iubește și are grijă de un copil, riscă să descopere că acesta nu îi aparține. Și în funcție de cultură, între 1 și 10% cresc fără să știe copilul altui bărbat. Deci bebelușul mamei nu este neapărat și al tatălui. Teama unei femei față de ideea de a deveni mamă, fără ajutor din partea familiei, și frica unui bărbat de a nu fi tatăl copilului, creează preocupări foarte diferite legate de înșelat. O teorie sugerează că bărbații tind să se îngrijoreze mai mult în legătură cu infidelitatea sexuală. Ei doresc să se asigure că își cresc copilul pe care l-au conceput. Femeile, în general, devin mai geloase când se simt trădate emoțional. Ele se îngrijorează că resursele familiei sunt împărtășite cu altcineva. La vârsta mijlocie, bărbații și femeile încep să-și piardă în mod gradual capacitatea de a face copii.
Dacă studiem fertilitatea în funcție de vârstă, observăm că fertilitatea femeilor poate începe să scadă după 30 de ani și că la 40 de ani, șansele de a rămâne însărcinată natural sunt reduse. În jurul vârstei de 50 de ani, ating menopauza și își încetează ciclurile menstruale. Bărbații rămân reproductivi mult mai mult timp, dar după 35 de ani, șansele de a produce un spermatozoid defectuos cresc exponențial anual. Pe măsură ce ajung la vârstă înaintată, femeile trăiesc mai mult. Bărbații mor cu aproximativ 6 ani mai devreme, adesea din cauza insuficienței cardiace. Motivul poate fi că nu le pasă la fel de mult de sănătatea lor și duc o viață mai expusă la riscuri. Ce credeți? Cum influențează diferențele dintre sexe, societatea în care trăim și invers? Ar trebui să creăm legi și reguli care să vizeze reducerea acestor diferențe? Împărtășiți-vă gândurile în comentariile de mai jos. Dacă îți place acest videoclip și vrei să facem mai multe, abonează-te la canalul nostru și susține-ne pe Patreon.